Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria asta de Minecraft Survival. De această dată, băieți și fete, batem Wither Skeletonul. Aici frumos ne-am pregătit, avem aici multe poțiuni, multe nu știu ce, multe de-astea. Și uitați înainte să apăsați butonul de like și de subscribe dacă sunteți noi pe acest canal. Haideți să-i dăm drumul. Hai că mă rupe băiatul meu. Hai că mă rupe. Haide, Johnule. Calm down, bitch. Aole, Johnule, hai mai bag un măr. Hai, vino jos, Johnule. Haide jos! Haide jos! Haide! Aolo, mamă! Vino! Haide! Haide, Johnule! Haide! Oh my god, we win! Am câștigat, mă băieți, am bătut Wither Skeletonul. Dar l-am umplut, mă băieți, de săgeți, nu glumă. Stați așa că eu am văzut pe aici mare diamante, adică în timp ce mă băteam cu el, practic omul meu a găsit diamante. Nu știu cum a reușit, dar mare hacker a fost Wither-ul ăsta. Mare X-Ray. Nici nu știu dacă ați auzit ceva, practic. La cât de gălăgios a fost. Dar mă, bă, ți-am bătut Wither-ul. Forță. Am băgat doar 3 mere. Da. Bă, mă așteptam să am nevoie și de poțiunile astea. Am luat și poțiunile astea de hell care le aveam prin cufăr. Dar uite că am avut nevoie chiar așa de mult, adică am folosit merele și cam mai a fost. Hai să facem beacon acum și să-i facem, dacă avem noi frumos steaua Nether Star-ul care este atât de prețios în Minecraft. Frumos. Să facem, ne apucăm și noi să așa. Să facem beacon. Stai că am trecut, da, bun, pentru. Bun. Am bătut dragonul Wither-ul. Bine, închid nici ceva să facem rost de capetele alea, adică nu știam să fie o aventură ceva mai complicată, dar să facă mai multe stricăciuni, adică pana mea. Da. Bă, nu mi-a stricat cine știe ce armura. Da. Cum se făcea beacon-ul acum? Pentru că eu nu mai am nicio idee cum se face beacon-ul. Hai să vedem cum se făcea. Pentru că vreau să-l facem. Iron. Avem să facem din iron câte blocuri vrem noi. Să fie frumos piramida. Dar nu știu cum e piramida. Ba, știu. Nu e problemă. Cum se face? Tata, să vedem de ce avem nevoie. Să-mi și arată ce asta. End crystal. Pe ce? La ce mă ajută end crystal ăsta? Nu știu. Cred că dă și el bine acolo, da? Da. Deci beacon, trebuie obsidian și glass. Să suntem obsidian. Obsidian trebuie să avem pe aici, da, deci trebuie obsidian și glass. Să vedem, mai avem glass pe undeva? Mai avem sand, 5 bucăți. În rest, stați să pun poțiunile astea la loc, că nu mai avem nevoie de ele. În rest, glass nu prea mai avem, deci hai să mergem să facem rost de glass. Da, mă, băieți, eu chiar mă așteptam să fie ceva mai complicat să batem acest Wither. Cel de nici l-am mai bătut de foarte mult timp, așa că na. Acum trebuie să faci noapte? Nu vreau să fac noapte. De unde găsim sand, dar nu vreau să te iau de aici, de la noi din zonă, vreau să mergem în altă parte. Bam.
Pam, pam, și cu ocazia asta vedeți și voi cum am arată harta și în partea asta. Uite așa, bam. Uite găinușe pe aici, să vedem, da. Niște sen care să nu strice așa rău harta. Adică un deșert avem și noi pe aici, că nu mai țin minte. N-am mai fost de mult la explorat în zonele astea. Și atunci vă dați seama că nici eu nu mai știu. Dar vă dați seama, dacă nu o să găsesc. Zic că nu e reclamă, iar Feral nu mai e de reclamă de la Ikea. Și acum avem reclamă de la Oreo, bă, ce? Serios? Ia, pe bun? Așa. Uite un porc, mort. Așa, bun. Uite, luăm de pe aici. Luăm de pe aici că e destul. Aici. Trebuie și noi așa astea. Ceaba. Haide, mă, mori odată. Am nevoie de prima să-ți văd fața. Așa. What the? Uite un trader, ia să vedem. Bine, el e cam invizibil. Fire coral block. Fire coral block. Da. Nu prea interesant. Opa, ce faci, omul? Ia vedem pe. O, ce naiba îmi pică mie bow de la ei, că n-am nevoie de arculor, de săraci. Ca dacă era un arc mai bun, dar așa... N-am nevoie de el. 46 de bucăți. Te mai luăm și de pe aici. Că tot e mult. Hai că i-am dat două bucăți așa, gen să se ducă. Aia rămâi acolo că nu știi să nu-ți. Bun, hai să ne întoarcem acasă, avem un stack și o bucată, avem un stack și o bucată de sand. Ne întoarcem acasă. Au. De ce dai în mine? De ce sunt doi creeperi în fața mea? De ce sunt trei? Hai că... Forță. Bam, bam. Atacă! Ce o cruce! Nu vreau să mor! Ajutor! Ajutor! Mamă, dar sunt mulți, nu glumă! Bine că am ajuns acasă repede. Așa. Am băiat să craftăm și beacon-ul. Și apoi, probabil, data viitoare o să începem să facem beacon-ul fix aici, în mijloc. În mijlocul zonei noastre. Aici. Fie bine, să nu fie rău. Hai să punem la prăjit. Așa, deci avem nevoie de coble, de cobble de ăsta. De coal. Nu știu de ce zic, m-am plictisit puțin. M-am plictisit puțin și... Na. Hai cu... Mă, bă, ăștia, bă, dar diamantele le-am pușcărat pe aici, nu? Mai s-a trebuit să pun aici. Așa, hai să punem la făcut. Să nu știu dacă merge acolo. Vom pune aici. Mai avem aici niște vupse. De când am făcut zona cu corturi. Hai, de câte avem nevoie, de câte... De multe, cred, oricum. Mamă, da, ce zic, dacă stau așa, dacă stau drept pe scaun, gen, așa, eu nu stau neapărat comod așa dacă stau drept, deși eu așa ar trebui să stau, practic, nu ar trebui să, așa, eu așa ar trebui să stau, da. Așa, hai cu glass-ul ăsta să prăjească și el mai repede, craftăm ăla și, a zis data viitoare, da. Am bătut și Widor, mă băieți, a fost ok, a fost ok, dacă este ce zic, așa, pe microfonul ăsta frumos aici. Hai de John, că am nevoie de 7 bucăți, nu? Adică,
Adică vine, nu știu cum vine. Nu aici, nici aici. Aici? Da, uite aici. Nu. 5 bucăți, asta e mă, că avem. Ce asta? Block of coal, da. Bam, avem și beacon, frumos. Asta pot să las aici. Cu beaconul făcut, eu vă spun, la revedere, ne auzim data viitoare. Poate, nu știu dacă pe live sau pe clip, depinde. Dacă am chef să fac live cu Minecraft. Ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa, pa.